Bucurin, arătarul de tinier Pavoli, 37. Se adunau numai duminica pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, se împărtășeau și pe urmă a doua zi începeau din nou viața de sine la mănăstire. Discutați și ajungeți la un consens. La fiecare întrebare, dacă nu sunteți de acord unul cu ceea ce a spus, încercați, atunci aveți două răspunsuri. Dacă nu, ar fi bine să găsiți Avem. Eu de 10 ani am criticat un bolniu a etat. Sono venit ani. 10 ani de fanoparato. Și societatea a parlat mult bine. Ce puteți dumneavoastră în primăria să faceți împreună? Obiectivele principale din patrimoniul cultural, bisericile din toate localitățile comunei, muzeele și casele tradiționale, bord de măcinat pe piatră, cazane de la Chiu, vizitarea gospodăriilor unde se produc produsele de bază tradiționale, costumul popular specific de fiecărui sat, obiceiurile și tradițiile, sărbătorile de iarnă, sărbătorile pascale, evenimentele cultural-artistice cu specificul locului.
traseele montane către vârful Moldoveanu, cel mai înalt din România, pescuitul de agrement pe cursul râurilor. Obiceiurile de iarnă, Valea Radului, patrimoniul natural, mănăstirea rupestră, castrul roman, biserici, monument istoric, observatorul de urși, ansamblul folcloric Julie Becanu de pe Olt și grupul vocal, sidul arheologic parțial studiat, păduri și pajiști, râul Olt. Avem un obiectiv din comuna 5 cu care îl putem da ca exemplu cantina socială, care rezultatul este imediat prin creșterea prezenței elevilor la școală și crearea unor locuri de muncă. La comuna Arpașu am identificat rezervația naturală Arpășelu ca obiectiv și patrimoniul imaterial care ține de tradițiile și obiceiului Arpașului. Dintre sutele de obiective turistice încă neexplorate din zona Țării Făgărași, putem menționa în grupa noastră Moara pe Apă, Bisericile Evanghelice, Muzeul Istoric Zărica, culturile de la Lisa, Cetatea Negru-Vodă și multe altele. Mulțumesc! Faceți în asociația.